Ați văzut prea bine că la consultații doctorii te întreabă despre emanații. Vor să știe totul. Abundență, faze. Unii le zic vânturi, alții le zic gaze. Dar să nu vă mire dacă medicina studiază astăzi foarte mult boșina. Fiindcă biologic pentru toți e clar, a păși e un lucru foarte necesar. Toată lumea bese, asta e axioma, nu interesează sunet sau aroma. În privința asta, toți suntem la fel. Floarea nobilimii, preoți, prinți, prințese, papa de la Roma bese și iar bese. Însă, o chestiune trebuie înțeleasă. Fiecare bese, dar la el acasă, fără martor merge tare sau încet, nimeni nu-ți dictează să te beși discret. Vrei rafale scurte sau prelungi să sune? Treaba ta, ești liber, poți să faci și spume. Și chiar dacă nimeni nu stă împrejur, poți să beși în lege până pici în cur. Eticheta cere însă să fii pudic, bunul simț pretinde să nu beși în public. Ce-ar fi bună oară să auzi pe cutare că a bășit în public doamna nu știu care, sau că domnișoara, profesoara X, s-a bășit în clasă ieri la 9 fix. Cum ar fi privite sau calificate? Ar mai fi prestigiu, autoritate? Cine le-ar mai crede ființe grațioase? Ar fi socotite niște bășinoase. Dar mă întorc acum iar la medicină. Să-ți frici sănătatea pentru o bășină, să nu o lași să iasă dacă ești în public, fiindcă eticheta cere să fii pudic. În privința asta sunt păreri mai multe, cine ar sta pe toate să le mai asculte. Astfel, după unii, poți să beși oricât, dacă știi la vreme să le strângi de gât. Poți să fii același om cu demnitate de le dai tăcut drumul libertate. Asta e o părere, una dintr-o mie, dar morala spune că e ipocrizie. Ce deosebire între om și cal ar mai fi atunci sub aspect moral când te arăți în lume demn, gras și frumos, iar în realitate ești un bășinos. Câți nu sunt din ăștia care bes de zor, parcă știi vreodată ce e la curul lor, dar rămâne lege că e indecent să slobozi la gaze pe eșapament. Fie, cu morala nu te poți certa, dar mai vine gazul fără voia ta, șuieră și geme cu prelunghe, cou, iar tu ai neșansa să fii la birou. În astfel de cazuri spune ce te faci. Să recurgi la scuze sau să te prefaci? Din experiență eu vă spun cinstit că nici când în viață nu am îndrăznit să recurg la scuze. Ar fi fost mai rău să roșească lumea toată în jurul meu. Am târșuit un scaun, am făcut ceva ca să nu creadă lumea că am bășit cumva. Și oricât s-ar spune că sunt ipocrit, s-au făcut și alții că n-au auzit. Chiar și îndrăgostiții când admiră luna, cu sau fără voie scapă câte una. Dar cu o tuse seacă bine regizată sau cu o melodie mai pe nas cântată, fac să se ascunde tot a poezie. Chiar și nedorita scurta gălăgie ce a trecut prin moațe și s-a dus în vânt și care ne încurcă viața pe pământ. Dar astfel de cazuri când ipocrizia e asociată chiar cu poezia, crime moraliștii noștri le socot. Căci morala își bagă nasul peste tot. În final, tot omul se întreabă trist. Să asculți de medic sau de moralist? Și mai e un lucru, fără vorbă multă. Ce te faci cu curul dacă nu te ascultă? Balada bășinii de George Topârceanu.